Hello! Hello, baby! How are you? Good, good. A, ce-am Lore? Văzut? Bună, Mihai. Lore? Bun, Ionuț. Nu-mi place, nu... Nu știu, nu-mi place mie. Și tatuajele alea... Și câți ani ai? Auzi, puteți să ne retragem aici? Nu, stai jos, că așa e frumos. Eu vreau o fată cu minte. În banca ei, vorbește doar când e întrebată. Nu se aruncă, nu se bagă. Tu ai venit pentru anumite și băiați sau neapărat vegani? Nu, nu, nu. A, deci nu contează. Nu contează. Să fie pe stil mai puțin mai nebun, așa. Sunt din Lugoj, sunt antrenor de fitness de 3 ani. Ce hobby-uri ai, ce pasiune ai în afară de partea fitness? Dansul. În primul rând, am o problemă cu manelele. Și ce muzică asculti? Mai rock sau cum? Mai rock, hip-hop, underground puțin. Și îmi plac mult tatuaje. Pasionată de tatuaje, de artă în general. Care a fost ultima ta relație? Acum un an jumate, cu un băiat care era foarte posesiv. Cât timp a durat? Câteva luni, n-a durat, cine știe ce. Eu sunt hairstylist, îmi place muzica techno. Tu ești cu animalele, nu? Da. Da, iubesc animalele. Am 3 câini acasă, un porc de Guinea. Ești romantică? Nu, nu prea. Bună! Andra! Andra, bună! Andra! Ce să păcite ești? Da, e frumos, adică e ok așa. Doar că s-a mutat la București aici. Asta e problema? Nu e o problemă, da? Câți ani ai? 25. Zici că ești din Făurii, da? Făurii. Din Făurii. Și ultima ta relație? Acum un an. Cât ai stat cu el? 8 luni. De ce v-ați certat? Că era prea golan. Poți să ne spui despre tine? Ce vrei să spun despre ce mine? Ce vrei tu? Păi uite, am terminat facultatea de litere, sunt analist bancar, îmi place dansul, îmi place muzica. Ce zodie ești? Leu. Îți plac manelele? Da. Da. Dacă întâlnesc persoana potrivită, da. Tiparul tău de bărbat, cam cum l-ai descrie? Nu am un tipar anume de bărbat, e că trebuie să fie conexiunea aia, chimia de la început. Dacă ți-aș spune să faci aici un top 3, băieți care... Tu primul. Că ești cam figurant așa, știi? Te văd așa foarte pozitivă și ai o energie. Sunt foarte... o fire foarte așa ești mereu? Bună, așa, știi? Adică... agitată mai mult, agitată, da, agitată. Tu am emoții, nu știu de ce, dragă. Da, dai că te conduc eu, ca să nu mai am emoții. Ia, cum ai zis că te cheamă? Ștefanuț. Și să vedem... Da, fata l-a inclus în top, adică el poate vrea... Care, mă, Făurii? Să uite aia la Făurenia aia, mă. Aia vrea bani, mă. De unde știi? A spus că vrea bani. Aia cu blugii până aici? Parcă mai arită, nu-i plăceau, mă, lucrurile astea.